Mii de pasageri au avut de suferit după ce zeci de curse aeriene au fost anulate sau redirecționate din cauza furtunii Isha. Cel mai mult fenomenul s-a simțit în Anglia și Irlanda. Aeronavele care urmau să aterizeze în Regatul Unit sau în Irlanda au ajuns pe aeroporturi mai sigure din Europa. Doar Ryanair a avut 166 de zboruri duminică. E un haos aici, îmi cer iertare, asta e situația, așteptăm un răspuns. Sunt 36 de curse care au fost redirecționate și alte 34 de avioane care au făcut cercuri deasupra aeroporturilor înainte de a primi autorizare să ajungă la sol. Bună oară, pasagerii care zburau cu Ryanair de pe insulele Canare spre Dublin au ajuns la Bordeaux, Franța. A fost destul de greu să fiu blocat în aeroport. Ușile din încăpere se clătinau de-a binele. Un alt avion care aducea pasageri de la Manchester spre Dublin a aterizat la Liverpool după încercări de a ajunge la Belfast și Glasgow. Alt echipaj efectua cursa de pe aeroportul Shannon, Irlanda, spre Edinburgh, însă a aterizat la Köln, Germania. În urma furtunii Isha, cel puțin doi oameni au murit. Intemperia a lăsat fără curent electric mii de britanici, iar vântul, care a ajuns la 140 de km pe oră, a creat probleme nu doar infrastructurii aeronautice, dar a afectat și circulația altor tipuri de transport public.